Numărul tot mai mare al mașinilor existente la drobeta Turnu Severin a determinat autoritățile locale să caute soluții diverse pentru parcări. Au fost amenajate spații în toate cartierele orașului. În această perioadă se lucrează pentru darea în folosință a 90 de locuri de parcare în cartierul CET Nord. Până în acest moment s-a refăcut infrastructura pentru preluarea apelor pluviale și au fost instalați stâlpi noi de iluminat, urmând să fie turnat primul strat de asfalt. Întreaga lucrare se ridică la 800.000 de lei. Reprezentanții primăriei Drobeta Turnu Severin au anunțat că două parcări vor fi amenajate în cartierul CET Nord. De altfel, lucrările se desfășoară chiar în această perioadă. Astăzi turnăm primul strat de asfalt, după care se lucrează și la partea electrică, la stâlpii de iluminat. Pe urmă, o să avem și spațiu verde. Îl amenajăm. În total, vor fi amenajate 97 de locuri de parcare. Avem, de fapt, două parcări aici, între blocurile C1 și C2. Și lucrăm concomitent și la cealaltă parcare între C4 și C5. Suntem în zona CET Nord, era o nevoie aici, era doar pământ și oamenii ne-au solicitat în lunile trecute să intervenim și aici, am intervenit. Sper să ne ajute vremea să putem termina. Astăzi se toarnă primul strat de asfalt, se ridică capacele și de săptămâna viitoare intrăm și cu celălalt strat de asfalt. S-a amenajat o parcare, s-a făcut de la nou cu infrastructură nouă, cu preluarea apelor pluviale, iluminat nou. Sunt 49 de locuri de parcare. Acum, la ora actuală, astăzi turnăm binderul, primul strat de asfalt, după care urmează să ridicăm capacele la cotă și săptămâna viitoare vom turna și următorul strat de asfalt, uzura, urmând ca să marcheze și să numeroteze. Probabil la sfârșitul, nu probabil, cu siguranță, săptămâna viitoare va fi finalizată. Cei care locuiesc în zonă spun că sunt necesare aceste parcări, întrucât șoferii cu greu găseau loc să-și lase mașinile. Era rău, ce? Era pădure, ce să vă zic? În final e bine, ce se face e foarte frumos. Au curățat, au creat și locuri de parcare. Da, 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 chiar au făcut băieții aici. Foarte, cum să nu, foarte bun. Asta e făcut din 2007 de Consval. Era o necesitate pentru locuitorii din zonă, suntem aproape de cetățeni, asta facem acolo unde ei locuiesc, obligatoriu trebuie să le creăm și condiții bune, să asfaltăm străzile, aleile de acces, să facem parcări. Primăria a alocat suma de 800.000 de lei pentru aceste investiții și spun că lucrările nu se sfârșesc aici. În zonă vor fi amenajate spații verzi și locuri de joacă în viitorul apropiat.